am văzut ceva minunat pe degetul tău. Da, e mic, e mic și totul s-a văzut, da, e perfect. E dimensiunea perfectă. Spune-mi, cum a fost cererea? Te așteptai? Nu mă așteptam, pentru că a fost foarte întâmplător așa, că eu veneam după un zbor lung, am ajuns acasă și s-a întâmplat la noi acasă pe canapea, deci a fost foarte drăguț, da. Și e fix ce-mi doream, adică nu mi-aș fi dorit niciodată să fie ceva cu multă lume, să se uite mulți oameni, să atragem noi atenția, nu-mi place, contrar meseriei mele, nu-mi place. Și a fost foarte frumos, am plâns o oră, două, am sunat pe toată lumea, cum se face. Și presupun că ești pregătită să, nu știu, să fii la casa ta, să fii femeie în adevăratul sens al cuvântului și să fii parteneră pe viață. Da, asta, da, sunt nu doar pregătită, ci foarte încântată. Uite-l și pe el, chiar acolo. Nu sunt doar pregătită, ci foarte încântată, pentru că credeam că o să mă întreb de nuntă și de nuntă nu sunt nici încântată, nici pregătită, dar îmi place să stau acasă, să fac curat, să spăl, să gătesc din când în când. Mi se pare mega relaxant. Cum e relația voastră? E cel mai, nu știu, liniștitor lucru care mi s-a putut întâmpla și e, nu știu, e așa, pur și simplu o avalanșă de, avalanșă de sentimente foarte pozitive, atât, doar sentimente pozitive. Cum l-ai descrie sau ce a făcut, cum s-a comportat în relația asta de te-a făcut să zici da, să accepti? Mamă, cum s-a comportat? A scris poezii. A scris texte foarte lungi, scrisori de dragoste și asta, băieții ar trebui să știe că romance is not dead, e foarte important, mie mi se pare foarte important, așa m-a cucerit sincer, cu gesturi micuțe, romantice, neromantice, spontane, mi-a dus flori și de fiecare dată flori în ghiveci, la un moment dat aveam, nu știu, 10 ghivece prin casă, plante și astăzi mi-a adus unul, adică în continuare, după deja atâta timp, n-a trecut atât de mult timp, dar a trecut ceva timp și el astăzi a venit cu o floare drăguță în ghiveci. Sunt lucrurile mici, nu știu, micul dejun într-o dimineață sau că am adus cu mașina undeva când eu mă plângeam de trafic sau, nu știu, lucrurile mici. Dar tu pentru el cum ești? Eu pentru el? Păi la început eu am fost mai teroristă puțin, dar acum sunt cea mai iubitoare persoană. Odată eu sunt mai, nu timidă, dar cumva reticentă la început, dar odată ce mi-am deschis sufletul, am toată dragostea din lume, adică e infinită dragostea. Deci a reușit să spargă acea carapace. Da, total. Total. Și e primul, adică e primul care a reușit vreodată să-mi facă să mă simt așa. Sunt foarte fericită. Spune-mi, de ce te sperie de ideea de nuntă? Mă sperie ideea de nuntă pentru că, de fapt, nu mă sperie, dar mi se pare, nu știu, n-am nici răbdarea necesară, nici timp, chef, stare să stau să organizez o nuntă. Și aș vrea ceva așa, dacă o să se întâmple, nu știu, în 5 ani, ceva de genul ăsta, ceva super mic, restrâns cu familia, prietenii și cam atât. Și să mă vedeți în 2 ani cu o nuntă de 300 de persoane, nu. Nu știu, nu. Și nici ideea de hai să facem niște acte ca să fim legați forever, nu. Și în fața lui Dumnezeu, eu cred că dacă te iubești sincer, e tot ce contează. Deci să nu ne așteptăm la un eveniment care va avea loc peste un an, peste doi? Nu. Nu, clar nu. Nu, chiar nu mă gândesc ideea și asta vorbeam și cu mama zilele trecute. Nu m-am văzut niciodată mireasă, în rochie, n-am avut fantezia aia de mireasă, cu rochie mare, sunt o prințesă, e ziua mea. Nu, chiar nu. Oricum, eu știu că în momentul în care între doi oameni există o relație serioasă, se și comportă ca într-o căsnicie, că nu au acte, că e normal. Dar spune-mi, în relația asta, certuri au mai existat? Există certuri, dar n-aș ști să zic pe ce sau din ce motiv, nu știu, chestii atât de banale, dar nici măcar nu e vorba de subiectul pe care ne certăm, e vorba de starea fiecăruia. Dacă suntem puțin irascibili într-o zi, putem să ne certăm de la s-a înfundat ghiuveta cu câteva zile, de la niște legume pe care el le-a pus acolo și eu m-am enervat și eram, da, nu era vorba de aia, era vorba de starea mea și totul pleacă de la starea noastră, adică dacă noi avem o stare proastă, de acolo apar certurile, nu, între noi nu se întâmplă nimic negativ sau grav. Eu îți mulțumesc foarte tare și îți doresc să fii foarte fericită. Mulțumesc mult, asemenea le doresc tuturor oamenilor care se uită la noi acum să simtă măcar o dată în viață genul ăsta de iubire, că e extraordinar.